O chemă cineva. Să fie sănătoasă. Ce, o jignește cineva? Aici sunt prompterele, uite. A fost o discuție, că vezi, domne, că ar fi fost Andreea cu mine, eu am spus că n-am avut nicio treabă, o singură dată ne-am văzut la un restaurant, acolo când te-am luat eu așa de față, ne-am pupat și atât, că a zis că, domne, că ar fi, ne-am dat cineva mesaj lui Calu. Dacă s-a, dacă au avut ce au avut împreună, să fie trebuit. N-am avut, n-ar fi rușine că Andreea mă spune. Dar de ce mă să spune așa ceva, nu să spune? Ascultă. Dar așa ceva nu se spune, mă, cu cine am trăit și cu cine a stat. Asta te-aș face eu, fraier. Bă, frate, nu vezi că te încurci. Stai, mă, puțin, Cliff, că se încurcă minciuni când zice la mare, acum în restaurant. Bă, frate, ascultă-mă. Ea se ducea la un, la un club de ăsta, la mare, da? Unde am cunoștință eu acolo. Odată ne-am văzut întâmplător, noi acolo, dar nici n-am stat de vorbă. Și odată când ne-am văzut că a pierdut ea o provocare pe TikTok și a venit după mine la un restaurant. Asta a fost cele două întâlniri ale mele cu Andreea. Și într-adevăr, acolo am luat eu de față pe live și am pupat. Și de atunci noi nu ne-am văzut niciodată față în față. Pe TikTok ne-am văzut. Dar față în față, eu cu ea nu m-am întâlnit. De ce mi-era rușine? Bă, nu e vreo femeie urâtă. Ești nebun, spuneam, da, bă, a fost, că ce, îmi creștea cota. Așa, dar nu am avut treabă, frate. Asta. Cu asta vorbești de, cu frică, te are cu ceva la mână. Să moară familia mea dacă pot să vorbesc de frică cu de nimeni, nu de ea. De toate le-ai luat, le-ai scuipat, le-ai înjosit, cu asta vorbești și frică. Bă, frate, de ce o respect? Pentru că, din punctul meu de vedere, este o femeie șmecheră. Și o femeie bravo, șmecheră. Să moară, frate, Calule, dacă nu și eu, dar nu respect pe Andreea, că e prea șmecheră pe TikTok ăsta și a dovedit. Pe TikTok, pentru mine, mie mi se pare una din cele mai șmechere femei și jur pe Dumnezeu dacă eu cu ea mai vorbit. Te pune, e cea mai șmecheră. Zău, dacă uite te dacă eu cu Andreea mai ia vorbit, uite, mă, cred că zice lumea. Uite ce îmi zice lumea. Hai, mă, să fim serioși, că îl puneți în ipostaze proaste pe om. N-are omul cum să vorbească ce a futut și ce n-a futut la viața lui. Să știe normal, mă, normal că n-are. Stai puțin, să știe că la milion îi dădea lumea la muielul Alișorii pe un milion. Nu vreau să ați la discuția asta. Deschide ușa, că e diaconul aici. Dă-i ușa, că ușa, Calule. Nu vorbește ea urât. Nu. Ce fug, Andreea? În primul rând, ar fi fost să fiu cu Aslan sau cu X sau cu Y. Eu consider că e viața mea și că am și eu dreptul la pulă, frate. Nu am fost măicuță, până acum mi l-am băgat și eu, da? Dacă ar fi fost să fiu cu cineva, aș fi zis-o eu, pentru că am fost mega asumată pe platforma asta și mi-asum tot ceea ce am făcut. Dar știi despre ce e vorba de... Aslan, într-adevăr, m-a pupat. Știi despre ce e vorba de a urca sus? Știi despre ce e vorba? Dar zice lumea că mă înjură aici și am intrat... Nu te înjură nimeni. Nu te-a înjurat, Andreea. Nu te-a înjurat nimeni. Vezi că ești proastă, că pui botul la toți proștii. Ascultă-mă, a intrat un om care a dat un mesaj și a spus că eu cu fane bancică... Îmi citesc înapoi să asculte și ea cu urechile ei, că proștii s-au dus și i-au spus prost la fată. Da. Alișorii a fost prietenă cu diaconul, da? Semnul întrebării. Niciodată în viața vieților mele am făcut o faptă. Lasă-mă să termin acest mesaj. Lasă-mă să termin prompterul de citit. Ascultă. Alișorii, nu tu. Nu tu, ascultă puțin, mă. Alișorii se dădea prietenă sau a fost prietenă cu diaconul. De ce a spus Alișorii că este scârbă de clasament? Adică este scârbă de diaconul. Domnișoara Diaconu făcea meciuri la început cu oamenii simpli, pentru că n-a băgat-o nimeni în seamă la început, ca așa e normal pe TikTok când ești la început. Singurul care a băgat-o în seamă a fost domnul Aslan. Aslan o futea pe Diaconu. Eu citesc exact ce scrie pe prompter, ascultă-mă. După aceea, domnișoara Diaconu a început să se bage în seamă cu Fane Vancică. De acolo s-a certat Fane Vancică cu Aslan, s-a dus la Aslan și a făcut 16 lui Fane Vancică. Aslan și Fane Vancică s-au certat, să știe scandalul de pe Foriu. Cunoscuta domnișoara Diaconu de pe TikTok, de pe urma lui Fane Vancică și a lui Aslan, s-a făcut cunoscută pe această platformă. Ea, la rândul ei, îi are la mână pe toți donatorii ei, majoritatea donatorilor sunt căsătoriți. Și toți, cu toți a întreținut sexuale relații, Diaconu avea pe o fată, pe numele Bie, care o ține cameraman și îi filmează pe toți ca să o aibă la mână. Uite, îți dau mesajul pe privat dacă vrei. Bun. În primul rând, prima persoană cu care eu am intrat pe TikTok în meciuri a fost Fane Vancică, da? În al doilea rând, nu, prima persoană cu care eu am intrat în meciuri, cum m-am apucat de TikTok, a fost Fane, nu ai fost tu, Aslan. După care m-am jucat cu Alin. Aslan venise să se joace cu mine când eu eram deja pe TikTok-uri Univers. Și știa asta pentru că te-ai enervat și ai pus-o pe Alina să încarce, pentru că te tot băteam. Sorin, degete, bătea.
Da? În al doilea rând, singurul susținător de-al meu căsătorit este Utopii. Nu am întreținut relații sexuale nici cu el, nici cu Nasir, nici cu Itamuri, nici cu nimeni. Hai să zic ceva. Tu dacă îi oferi unui om ceea ce vrea, el nu o să mai vină la tine, înțeles? Fiecare dă cât poate, cât îl ține portofelul, fără să primească nimic. Iar consider că dacă oamenii ăștia voiau să fută, pe banii pe care i-au încărcat, își umpleau toată sufrageria de femei și futeau. Oamenii ăștia acest domn care te cunoaște spune așa: de ce soția lui Fane Vancica a căutat să o spargă cu bătaia pe Andreea Diaconu? Pentru că eu am zis clar în mod public că Fane Vancica s-a dat la mine, da, când făceam sală. Această bie știe foarte multe despre Andreea Diaconu. A bie știe multe despre Diaconu, la modul că chiar Diaconu a vrut să ajungă la Adi Black, dar nu este genul lui Adi Black. Aslan, când m-a sunat Armando să vin să mă văd cu voi, cu tine, cu Adi Black și cu el, ce am zis? N-ai vrut. A, mă scuzați. Continuați. Astea sunt. Despre asta era discuția. Nu te-a înjurat nimeni. Nu, el a zis că, domnule, eu am explicat și cu Fane Vancică, domnule. Dar tu văzut ce Black pe aici prin comentarii, că și că Aslan... Eu, la rândul meu, am fost înjurată de Fane Vancică. Eu, la rândul meu, am fost înjurată de Fane. Da, știu când s-a făcut program. Bă, în sfârșit... Ăla trăiește cu tine, uite ce Adi Black. Nu știu. Adi Black le-a futut pe toate din TikTok și are video. Ascultă-mă! Eu... Adi Black a futut-o pe The Legend și are video cu toate care le-a futut după TikTok. Bă, eu cred că Black a futut-o pe... Sunt curvă, sunt cum vreți voi, este viața mea. Nu sunt măicuță, dacă vreau să fiu cu cineva, o să fiu. Și nu mă interesează dacă lumea mă va arăta cu degetul atât timp cât eu sunt liniștită cu mine că am făcut ceea ce voiam și ceea ce am simțit în momentul respectiv. Ok? Pentru mine TikTok-ul e doar un job și atât. Corect, o afacere. Exact. Atunci când o să mă vedeți și pe mine așa, cu 10 persoane pe live, probabil da, mă va călări ăla care va da cel mai mult. Dar eu mă înjosesc pe aici, știți? Mă înjosesc, mă umilesc. Auzi, bă, de ce unele dintre tiktokărițe nu... Toaletele, aia e, mi le asum. Auzi, Aslane, de ce unele dintre tiktokărițe nu vor să ajungă la Adi Black? Pentru că Adi Black are de-astea de înjosire, le pune în genunchi. Un conte, în cablă nu mă întrerupe, te rog din suflet, da? Cu gagicăreală, cu alea, cu alea, da? Andreea, toată lumea știe că e o fată competitivă care duce la glume la Caterinca, da? Vreau să spun aici public, de față cu toți care sunt aici 6.000 de oameni, eu cu Andreea niciodată în viața mea, poate că s-a subînțeles foarte multe chestii, că am fost cu foarte multe, că am și un conte de gagicar, da? Dar eu, dacă mă văd cu 5% din cât vorbesc eu, ar fi bine. Eu cu Andreea n-am avut niciodată nicio treabă, într-adevăr, a venit odată după mine la o provocare, dacă ți-aduce aminte, și eram cu niște prieteni de-ai noștri, prieteni de-ai mei, eram foarte mulți la masă, niște prieteni, și nu mai puteam de ea, că e frumoasă așa, vă dați seama, e drăguțică, e are privire. Bă, are talent. Are talentul ei și stătea și în dreapta mea și simțeam că mă bate Dumnezeu dacă nu fac Andreea, ceva. Andreea, te întreb și eu ceva. Clipul am luat astea. Ce s-a întâmplat cu strângerea asta de fonduri al fetelestura pe TikTok. Ascultă-mă, Cliff, lasă-mă să termin ideea ca să termine odată, că m-am săturat de discuția asta. Am luat-o de așa și am pupat-o aici pe marginea gurii. Da? Asta a fost tot ce s-a întâmplat și de atunci femeia nici nu s-a mai văzut cu mine. Bă, bine, dar mă interesează pe cineva cum e sărbatică ea, e puțin... Și dacă v-ați bulit, bravo, steți, să mă arăt frații mei de la ați fost fraier dacă nu v-ați bulit. Că și unul și altul sunteți de aceeași mărime, trebuia să vă buliți. Nu, frate, dacă nu v-ați bulit pentru mine... Să spun ceva, prea. Eu sunt prea golan, ea e o fată cu minte, eu pe bune zic, eu sunt golan. Puțin. O secundă, susțin anumite femei că e gros și mie mi-e frică de ăștia groși. Fii atunci, vezi că eu sunt subtile. Nu, ascultă-mă, eu unul o respect foarte mult pe Andreea, încă de la început. Mă, eu n-am mai vorbit cu Andreea. Să-l înjur pe unul ce n-am înjurat niciodată. Crede-mă că eu cu Andreea n-am mai intrat nici măcar pe live. De talentul ei care l-are. A fost cea mai deșteaptă după TikTok. Bravo, pisei. Eu cu Andreea nici măcar pe live n-am mai intrat o perioadă. Avem o perioadă foarte lungă de când nici măcar pe live-uri. Tocmai din cauza la speculațiile astea. Poate femeia are relație, am și o relație, am un copil.
nu ne arde de discuții, nu ne arde de astea, adică eu nu, pe mine nu mă trage nimeni de urechi, dar ea fiind femeie poate are vreun iubit gelos sau poate ceva, n-am avut fraților nicio treabă, eu Caterinca mea cu tente sexuale o am cu toată lumea, toată lumea cu să dea un tap-tap acum, ia lasă că pe Andreea ne spusești, dar spune-ne și de pleah. Că se duce la mine și Andreea, eu că ție-ți-a dat, ție-ți-a dat. Singurul donator care l-am coțăit. Andreea ți-a dat live din ăla, elimină Andreea Diaconu, am eliminat-o. Spune-ne, Aslan. Tap, că a avut raport Andreea. Ce e cu bleac? Hai să vă spun ceva, pentru că a fost nunta lui ăsta și ne-a stricat planul de nuntă a lui, avea de lege în nunta, ca să înțelegeți, da? A avut de lege în nunta și eu cu Armando am spus că o să mergem să o furăm de la nuntă, să o bulim amândoi. Stai puțin, Maca. Le omor, Machiavelli, le omor pe ăștia. Ascultă-mă. Că mergi să o bulezi pe de legend, să fie noaptea de miere aia, cum se zice. Păi, dar o mai buliseră-ți de făceați planul ăsta. Stai puțin. Și acum a apucat Blea să o bulească înainte. Și eu de dușmănie am luat și l-am bulit pe Blea. Toată lumea să dea tap-tap în momentul ăsta, că s-a dat raport. Blea zisă că el pe tine. N-are cum, că e mic și dacă ar vrea nu poate. Păi ce, și ce vrei, mă, să spui că tu ești mare și poți? Stai cu minte, Aslane! Stai cu minte, nu mai ne fă pe ăștia mici, că ăștia mici... Vorbim de alte alea, fratele. Căluțule, te-am lămurit? Stai puțin, Aslanelul meu, că uite ce-mi zice sursa mea, uite ce prompterul. Bravo, bă, păi dacă le e frică de pușcărie, normal că vorbesc frumos cu diaconul, că bă, diaconul odilește un procuror. Auzi, mă, are prompter. Calule, în primul rând, Calule, stai puțin să zic o chestie. Bă, vreau să zic ceva. Să moară vere familia mea, diaconul, dacă n-o fi cea mai cu bun simț și cea mai... Și-a respectat pe toată lumea. Iartă-mă, Cliff, trească o secundă să nu pierzi asta. Știu că a venit lumea la aia să facă manevră la altă lume și n-a făcut. Ascultă-mă să zic ceva, Calule. În primul rând, eu nu fac nicio ilegalitate ca să fie frică de poliție. Unul la mână, doi la mână. N-am nicio afacere ilegală, trei la mână. Nu trăiesc de pe urma la pizde, patru la mână. Am tot ce vreau, cinci la mână. Stau prea bine, plac bărbații. Să fie frică. Pune-le de mine. Pune-le, recunoaște, cinci la mână, îți plac bărbații. Cinci la mână, îmi plac bărbați. Bun. Bună, Cliffule, vezi că îmi place de tine, ai început să-mi place. Să moară, frații mei. Toată lumea tap-tap, să deschid imediat chat-ul. Toată lumea tap-tap, nu fiți mulți. Dați tap-tap să scoatem aia de restricție de live. Da. Avem restricție la live, toată lumea tap-tap. Numai... Băi ăsta, da. Nu-ți mai face nume cu Remus, da? Nu mai da, schimbați numele. Omul e unde e, nu mai puneți numele. Păi nu i-a botezat ăștia, a uitat să-i boteze. Băi, Aslan, îți place, mă, la mine la emisiune? Îmi place, mă, că tu nu știi când intru eu sare audiența în sus, tu nu știi. Unde rămân să-și cu cazul, Calule? Calule! Bălea rău de tot, a intrat un băiat și mi-a zis așa, Calule, am fost sunat de ei să le fac rost de facturi, dar ei nu plătesc mai mult de 5 milioane, 10 milioane pe factură, ca să poată să justifice banii care i-a luat de la lume. Calule, de aici mă depășește, eu am ieșit, ți-am lăsat cât trebuie să-ți las pe live, că sunt fratele tău, te pup, ai grijă de tine, Caluț. Clifule, te pup! Maca, te pup! Bazlane, love kiss! Te pup, Bazlane! Pa, 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 pa!